Bună seara, bine ați venit la Galeria Relic Profan, un spațiu foarte, foarte frumos, minunat aș putea spune, și care are în această seară plăcerea, începând din această seară, plăcerea de a găzdui o expoziție de pictură a două artiste, Andreea Gheorghiu și Cristina Tămaș, pictorițe, după părerea mea, absolut remarcabile, cu viziune personală, cu stiluri distincte, cu modalități de abordare diferite, dar care, fiecare în parte, au originalitate în peisajul de astăzi, în peisajul expozițional, ca să nu fac o referire mai largă și să fiu contrazis. Această viziune personală este evidentă îndată ce parcurgeți lucrările fiecăreia dintre doamnele autoare, dar și dacă privim această fericită întâlnire, această alegere de a expune împreună. Văzând tablourile la rând, încercând apoi să le cuprind așa în general cu ochiul, așa cum au fost ele începând de ieri așezate și foarte bine așezate și foarte bine puse în valoare, m-am gândit chiar că există un tip de complementaritate imediat vizibilă între pictura doamnei Gheorghiu și pictura doamnei Tămaș. Deși lucrurile sunt foarte diferite, ele se completează și nu se completează într-o manieră, dacă vreți, didactică, într-o manieră rigidă, într-una așa definibilă în câteva cuvinte. Expoziția se numește Dincolo de cuvinte și vă rog să îmi îngăduiți această paranteză rotundă, nu dreaptă, dar lungă, că trăiesc întotdeauna sentimentul când vorbesc mai ales de muzică sau de artă plastică, trăiesc și eu un sentiment pe care îl trăiesc foarte mulți alții și ei au și exprimat foarte bine, eu mai puțin, că verbalizarea, trecerea în cuvânt, trecerea în frază, trecerea în planul noțional până la urmă, a unei arte non-verbale, așa cum este plastica, așa cum este muzica, este un, dacă vreți, nu sacrilegiu, este un sacrificiu. Este un sacrificiu din partea celui care încearcă să traducă în biete cuvinte, oricât de expresive ar fi ele, ceea ce, de fapt, se întâmplă într-un cu totul și cu totul alt an. Vorbind de această complementaritate, mă gândeam chiar la trecerea progresivă care se întâmplă, atât dacă le privim în paralel, cât și dacă privim în sine fiecare lucrare a doamnei Gheorghiu și a doamnei Tămaș, de la figurativ la non-figurativ. O trecere, sigur, mult mai evidentă, cu un accent în plus la Cristina Tămaș, pe o pictură pe un spațiu care tinde să elimine până la urmă forma recognoscibilă, care fie că o stilizează îndelung, fie că o prelucrează, fie că o transformă sau pur și simplu o pulverizează, așa cum este un tablou pe care vă mărturisesc cu vulcanul când l-am văzut în fotografie, am spus că e ceva foarte mare. Bine, asta era și impresia mea, că dacă vulcanul explodează, deci fotografia era notată pe centimetri are. Contele, dar mie, eu am crezut, nu, convenția, dacă e vulcanul, să fie ceva și foarte mare. Nu, este un tablou de mici dimensiuni, dar cu atât mai impresionant. Încă o dată, sentimentul că este imposibil să vorbesc despre amândouă pictorițele deodată. Asta e iar o chestie, o mărturisire pe care o fac, așa aș vrea să fac, în același timp, dar nu se poate ordinea frazelor și a logicii oricărei mici expuneri cu găduița dumneavoastră, sper să nu fie și lungă, să nu vă plictisesc, mă face să vorbesc pe rând, așa că voi începe alfabetic cu doamna Andreea Gheorghiu, spunându-vă că are o predilecție specială pentru cromatica foarte puternică, uneori explosivă, uneori amintind de expresionist, chiar dacă mă va contrazice și îmi va spune că idolii și maestrii domniei sale sunt impresioniști. Mă rog, în pictura impresionistă s-a născut pictura modernă, așa știm cu toții, e un truist, dar un tablou precum acest Căln în noapte, care e doar o replică în miniatură, un tablou care am înțeles află chiar la Căln, chiar și Veneția, dacă vreți, Noaptea Sânzienelor, care este acolo, un portret foarte recent, am înțeles,
mă pot face să susțin că există o filiație îndepărtată, expresionistă, Cărnul acest, Cărn în noapte și poate chiar și în ploaie, pare un fel de strigă și atunci ne duce repede la expresionist, în timp ce Noaptea Sânzienelor convoacă, fără doar și poate prin acea privire magnetică, fixă, în tonuri de albastru închis și cu niște nuanțe parcă ușor spre mop, dacă văd eu bine, alucinantă, hipnotică, duce, bineînțeles, la magia care există în Sărbătoarea Sânzienelor, în Noaptea Sânzienelor, o sărbătoare magică, ritualică și ca un orice exercițiu magic, tot ce se întâmplă la un moment dat în spațiu se duce până la urmă și se finalizează într-un singur punct, un punct fix. O experiență foarte interesantă este SIDEF. Pornind de la o culoare minerală, de la o nuanță minerală, sau poate că titlul ne face să ne gândim la acest lucru, și ai sentimentul privind-o că, de fapt, e o singură culoare acolo care începe să reflecte niște suprafețe și dă impresia aceeași. Iarăși un portret, portrete tematice, așa cum astăzi puțin pictori se împumetă să mai facă. Nu cred că greșesc foarte tare dacă spun că nu sunt foarte mulți portretiști și nu sunt pictorițe foarte multe care să picteze portret și să picteze cu anumite idei pe o anumită stare. Doamna Cristina Tămaș se află sigur în partea aceea complementară cealaltă, cum spuneam, pentru că stilizează îndelung forma, folosește și cu totul și cu totul altă tehnică, e vorba de niște tehnici mixte, de preparare a unor materiale pe carton sau pe pânză, pe carton cele mai multe din câte am văzut și pe pânză, și apoi peste care se suprapune culoarea, pasta de culoare, ceea ce din capul locului dă volum și dă nu impresia, ci certitudinea de tridimensionalitate fizică, materială, pentru că vezi volumul respectiv. Volumul ăsta însă nu e făcut doar de dragul de a face un relief, așa ca un fel de basorelief, cum era pe vremuri, în sculptură, ci pentru a servi, de fapt, culoarea, reflexele, luminile și umbrele pe care un simplu volum, o simplă jumătate de sferă, dacă vreți, sau un paralelepiped, sau nu știu ce altă formă, îl poate reflecta din aceeași culoare pe care se joacă ochiul. Nu e o despărțire completă, nici măcar definitivă nu va fi. Vreodată intuiesc eu de spațiul figurativ, pentru că în multe dintre tablouri imaginea de la care pornește, fie că e vorba de un peisaj, de un obiect, de o ființă umană, de o formă vegetală, de o formă minerală, își păstrează încă niște contururi, acele contururi la care ne putem gândi privind tabloul și văzându-i titlul. V-aș da chiar un exemplu, poate mai puțin limpede, mai puțin elocvent, marinele dumneavoastră, care sunt departe de o formă ușor de recunoscut față de păpușă balerină sau de acele domnișoare, demoazele plimbându-se în parc. E o serie, am văzut, frumoasă, dar și în acele marine recunoști, de fapt, fie niște scoici, fie niște forme vegetale care creează un spațiu, un ambient cu totul special. Nu aș putea să închei, pentru că trebuie să o fac, să nu lungim foarte mult și, repet, prietele noastre cuvinte foarte greu pot să exprime ceea ce am vrea să exprimăm în fața unei arte, cum e pictura sau muzica sau arhitectura, fără a vă semnala și desenele doamnei Tămaș, de asemenea tehnici diferite, multe, multe dintre ele absolut remarcabile și vă las pe dumneavoastră să le vedeți pe toate și să le alegeți, dacă vreți să știți neapărat preferința mea, ar fi credință, călătoria mea, ar fi intrare și poate încă vreo câteva preferințe cu totul specială, dar, repet, este o expoziție foarte reușită, foarte frumoasă, o alegere, o alăturare cât se poate de binevenită și nu pot să închei decât dorind cât mai multor amatori de artă din București să vadă această expoziție care va fi deschisă timp de
aproape 10 zile, până în 7 iulie. Vă mulțumesc foarte mult și vă invit să vedeți expoziția. Doamna Karin Han. Bună seara și bine v-am găsit și regăsit pe unii dintre dumneavoastră. Numele meu este Karin Han și sunt prietenă cu Cristina și cu Andreea. Noi două am venit de la Cluj cu tablourile și, mă rog, a fost o întreagă călătorie, aș putea spune chiar și inițiatică. Până când am ajuns să... În București, să mai poate fi ceva inițiatic, deja mă surprindeți. Deci, foarte plăcut. Da, a fost o călătorie inițiatică și am ajuns foarte bine. Aș dori să nu vă rețin prea mult și să discutăm, să avem un dialog în calitate de prieteni aici. Lucrările Cristinei le-am văzut din iarnă și chiar dinainte de iarnă, tot de pe Facebook, ca și unii dintre dumneavoastră, care mă bucură faptul că ați venit aici să le vedeți și în realitate, pentru că, așa cum spuneam, Facebook ne fură culorile și nu redau în integralitate toată materialitatea, toate curgerile, toate transparențele care intervin atât în picturile Andreei, cât și ale Cristinei. Am să încep cu Andreea, să păstrez linia începută de costum. Pe mine m-a izbit în plină figură, dacă pot să folosesc termenul și gândiți-vă la el ca și termen artistic, curajul, puterea culorilor pe care Andreea le-a pus pe pânză și este fără falsă modestie, pentru că e un om foarte modest, foarte timid, dar ceea ce vedeți dumneavoastră aici denotă acea calitate a artistului, care este în esență, care a fost dăruit cu talanți la naștere. Și care s-a format în timp, care are o experiență de viață. Pe mine m-au surprins portretele. Sunt minunate, sunt extraordinare și eu vorbesc în calitate de prieten, nu de critic de artă și cred că toți care suntem aici, mai puțin din Cuspin. Nu, mai avem critic de artă. M-am fascinat și mă fascinează așa cum are și Cuspin preferințe. Am și eu vis-a-vis de portrete, de nopțile de sânghiene, de copici, de căbănuță, de marinele Andrei. Ne-am dat în deja. Am uitat. Vedeți, dacă stau exact în dreptul tabloului, l-am uitat. Cu el vreau să încerc, dar mă rog. Acestea sunt bărci turcești. Evidenția împărătoare. Celelalte sunt bărci turcești. Dumneavoastră deja ați venit aici în număr foarte mare și mulți ați văzut lucrările Andreei și ale Cristinei pe Facebook. Mă face să cred că arta și oamenii care, într-adevăr, se simt, se iubesc, se adună, suntem pe un drum cam bun. Vis-a-vis de Cristina, așa cum am spus, am fost privilegiată să-i văd lucrările și să-i le văd aproape în fiecare zi, pentru că locuim destul de aproape. Și de fiecare dată văd altceva, așa cum spunea și Costin, vis-a-vis de tehnica ei tridimensională, care pe lângă tușe puternice de culoare, de transparențe, de materiale inedite pe care le folosește, de la materiale luate din natură, de la materiale de construcție. Și o să vedeți despre ce este vorba când veți viziona toate lucrările. Cristina surprinde. Deci fiecare v-am urmărit, recunosc, chiar dacă în tăcere, v-am urmărit reacțiile. Și fiecare a văzut altceva. Ceea ce mi se pare extraordinar. Că toți avem imaginație și că toți ne închipuim lucruri frumoase și splendide, atât vis-a-vis de Andreea, cât și vis-a-vis de Cristina. Frumos! Vorbind, prietenii mei, noi suntem în primul rând aici o familie. O familie de prieteni. O familie adevărată, familiile noastre, și o familie de prieteni, pe care i-am cunoscut datorită artei. Datorită dorului meu de a cunoaște lumea, de a emana energie pozitivă și de a fi spirite albe. Întotdeauna am găsit și am atras
și ne-am întâlnit cu oameni ca dumneavoastră, cu voi, prietenii mei. Aici nu există critic de artă, nu există tehnică picturală, nu există. Fiecare face ce simte, își captează din univers ce crede, cum zice Cristina. Suntem o pâlnie de undeva de sus, nu pictăm noi, ne pictează cineva imaginile. Se spune că pictura este o poezie mută. Noi facem muțenia, iar ei fac poezie. Dincolo de cuvinte, fiecare se exprimă cu ce are mai mult în suflet. Cu prea plinul din sufletul fiecăruia, Costin, care își exprimă prin cuvinte, noi exprimăm prin culoare. Mai bine unii, mai neîndemânat decât alții, dar tot ce avem în sufletul nostru este pentru dumneavoastră, pentru dragii noștri prieteni, prieteni pe care iubim, vorbesc în numele amândouă, și pe noi, dumneavoastră, astăzi ne-ați lăsat multe. Nu noi, pe dumneavoastră. Pentru că ați venit și ați fost alături de noi și vă suntem recunoscătoare și vă iubim și vă am mare rugăminte să vă simțiți ca acasă între prieteni. Nu este un vernisaj cu pretenții, ne simțim toți la fel cum suntem și ne exprimăm așa cum suntem și vorbim, discutăm, vrem să fie o întâlnire între prieteni. Îi vedeți, o să vorbim, îi vedeți. Sunt artiști, colegii mei, mă bucur că am intrat și m-au acceptat. Eu îmi arăt exact sufletul, pentru că cineva mi-a spus așa, Andrei, arată-ți lumina din suflet, nu le mai ține acolo. Încearcă și dă-ți drumul și pictează. Încercam să scriu o carte, dar am zis mai repede, fac o imagine. Încerc să redau o mică lumină din ce pot eu pentru, în primul rând, pentru sufletul nostru, aducând infinitul un pic materializat, manifestat în finit. Am încercat să adun din mare un singur strop pe care vreau să vi-l dau eu acum, o picătură de mare din inima mea. Vă mulțumesc că ați venit! Fără mutenia voastră n-ar exista niciun fel de poezie, ar exista o proză absolut banală. Suntem niște muți simpatici. Știm să dăm și numai. Mulțumesc frumos, Costin. Cristina este iubita mea prietenă. Îmi las că nu mă păcălesc. Eu am făcut doar câteva cuvinte din partea galeriei, să spunem așa. Aș fi vrut să spun că suntem la un număr plin de expoziții, 30, dar de fapt suntem la 31-a expoziție. Multe înainte. Mulțumim. Da, am avut norocul să avem expoziții atât colective cât și personale ale, nu pot să spun, ale unor pictori mari sau ale unor pictori mai puțin mari. După părerea mea, toți sunt la fel de mari. Pot să spun doar că unii sunt, au ajuns la o vârstă venerabilă, unii sunt foarte tineri, unii sunt la o vârstă de mijloc. Important este că au acceptat să expună tablourile la noi. Așa, general vorbind, am avut norocul să avem în expoziție pictori ca Traian Brădean, ca Șilohi, Pelmuș, Ion Grigore, Horia Cucerzan, exact, Florin Bârză, am avut și pe colegii, pe prietenii mei care sunt chiar lângă mine, cu domnul Potoagă și domnul Chirea. Deci, aș vrea să mulțumesc doamnelor Andreea și doamnei Cristina pentru faptul că au acceptat să expună lucrările dânselor în expoziția noastră. N-aș vrea să-l uităm pe Armand Steriat, critic de artă. Aș vrea să mulțumesc întâi pentru acest fericit prilej. Într-o vară africană avem de-a face cu două artiste, sau mai mult decât două artiste, două ofici ale... Japoneze. Da. Două ofici ale absolutului, le-aș numi eu, fără a face uz de balene verbale, cum ziceau supraleaniștii.
Și o să vă explic și de ce. Avem două, face-to-face, cum spunea Camus, avem două temperamente care, nu, din păcate, nu, din fericire, nu se luptă, nu, se, nu fac coride, ci, din potrivă, există o alianță secretă între cele două, fiindcă altfel nu s-ar fi întâlnit aici. Și nu ne-ar fi obligat pe noi să fim părtași la, la acest frumos spectacol, la acest frumos spectacol plastic. Una dintre ele, o condotieră, o avem chiar aici lângă mine, doamna Andreea Gheorghiu, pe care sper că timpul o va mai păstui, sau mai bine zis, Sidro o va mai păstui să ne ofere asemenea tablouri, asemenea mostre de ceea ce se numește îngemânare între, între spirit și trup de culoare, trup cromatic. Iar distinsa ei colegă, o ardeleancă pe care eu o suspectez în ghilimele de pact cu nimic altceva decât cu propriile sale valuri interioare, fiindcă are un, un adevărat amalgam de valuri, în care știe să nu-i lase pe privitor să se nece, ba din potrivă, să reușească cu, cu fiecare tablou și cu fiecare șoaptă plastică să compună o simfonie. Le felicit pe ambele și sper să nu rămână doar la primul demo. Mulțumesc! Prietenele noastre și prietenii noștri care sunt vrăjiți de cuvânt, am reușit să adun o poeți care mi-au cedat câte două poezii scurte. Am vrut să fac o sărbătoare a frumosului și a prieteniei. Thank you.